Salutare, prieteni, și bine v-am găsit din nou. Am schimbat locul cu Diana la volan pentru că nu-i place să conducă pe trasee noi. Astăzi se anunță o zi frumoasă, chiar dacă deocamdată e doar 0,5 grade, o să fie undeva la 5 grade și soare. Așa că mergem la peștera Meziad, una dintre cele mai lungi peșteri din România, are 4750 de metri. O să fie o excursie destul de interesantă, așa că vă invit să rămâneți cu mine până la final și totodată să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, vă las link-urile în descriere la videoclip și să dați subscribe și like videourile care vă plac. Dacă aveți idei de locuri frumoase care merită văzute și explorate, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, pentru că sunt atât de multe locuri frumoase pe care nu le găsești online. Aici se cumpără biletele, 25 de lei biletul pentru adulți, copii până la 5 ani gratuit.
Extraordinară peștera, foarte, foarte frumos. Păcat că înăuntru mi se pare că nu o să se vadă mare lucru din cauza camerei, era slab luminată, era luminată electric, dar slab și camera asta nu știu cât este de bună pe întuneric. Nu știu ce o să se vadă înăuntru, dar merită, așa că vizitați cu încredere. Ăsta a fost video de azi, aici e zăpadă mare. Ne întoarcem și plecăm acasă. Ne vedem pe săptămâna viitoare, vă las și numai bine. Say